Suntem în data de 25 ianuarie 2023 în casa fratelui Balint Gyula din Ungaria, la graniță cu Austria, și am venit împreună cu doi frați de la Cluj, la Dej, fratele Iano și fratele Cornel Pop, să facem o vizită la prietenul nostru, să înregistrăm o mărturie pe care a avut-o într-un mod deosebit când l-a cunoscut pe Domnul. Dumnezeu să-l binecuvinteze, ne va spune câteva lucruri despre dânsul și apoi felul în care Dumnezeu s-a îndurat de familia dânsului, de sufletul dânsului, cum l-a scăpat, cum l-a iertat, cum l-a mântuit, și în felul acesta să primească și alții încurajare și nădejde și credință că Dumnezeu poate să mântuiască, poate să salveze, poate să dea și viață și să ajute pe fiecare într-o orice situație a familiei este, îi poate ajuta și poate întregi familia și o poate uni. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Ascultăm mărturia. Frate Gyula, Domnul să vă binecuvinteze. Mă numesc Balint Gyula, din orașul Moșomodel Ovar, și vreau să mărturisesc despre viața mea înainte de a mă pocăi și după pocăință. Despre întunericul care a intrat în viața mea, că am fost comunist 31 ani de zile. Și vreau să arăt ce înseamnă să fii iertat cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos, să cunoști viața, drumul și adevărul. M-am născut într-o familie de religioși, 6 frați am fost și tare mult am suferit ca și copil, pentru că tata a fost în depresie și persecuta familia, mai ales pe mama, o bătea, și noi fugeam afară noaptea din casă. Și mi-aduc aminte odată că o luat-o la pumn pe mama și a scăpat din mâinile lui tata, a fugit mama afară, noi 6 copii pe rând după mama. Și m-am suit în podul șurii. Tare am plâns. Și am zis că dacă este Dumnezeu, de ce îi lasă ca tata, din cauza nervilor, să sufere familia asta? Și m-am suit în podul șurii, în fân, dezbrăcat, flămând, plin de frică, și am zis, oare de ce eu trebuie să viu pe lume, de ce eu trebuie să mă nasc? Dar nu știu dacă este Dumnezeu. De ce dă voie la tata să facă asemenea lucruri cu familia? Și am luat o hotărâre acolo, că dacă mă căsătoresc și fiu mare, și nevastă-mea dacă mă înșală, dă foc la casă, orice face, eu nu o bat niciodată, să nu sufere copii cum am suferit eu. Și a venit vremea. M-am căsătorit și hotărârea mea nu a ținut numai o săptămână. După o săptămână am bătut-o și am trimis-o acasă la Zalău, la Măsa. Și pe urmă am adus-o înapoi cu gândul să pun nuiaua pe ea, să nu-i dau voie să... După 4 ani de zile, după 2 ani de zile am avut un copil, un băiat, și după 4 ani de zile nevastă-mea s-a pocăit. Și atunci am aflat și tare m-am enervat. Așa m-am enervat că eu uram pocăiții și pe Dumnezeu, că pentru că nu credem în Dumnezeu.
Și m-am dus la Zalău, la soacră mea, și m-am îmbătat. Zic la nevastă mea, tu hai să mergem în parc cu copilul, cu gândul ca să îi dau o lecție, ori pocăiță, ori eu, că bag divorț și plec de la ea. Nu mai stau cu ea. Ne-am dus în parc și zic, tu am auzit că tu te duci la pocăit și te-a botezat la pocăit. Da. Păi ce nu mi-ai spus mie, tu știi că eu sunt propagandist de partid, știi că eu comunist, știi că eu lucrez în mijlocul comunismului și sunt apreciat, sunt lăudat, sunt foarte bine. Știi că eu nu sufer pocăiți, nu sufer nici pe Dumnezeu și îți dau 10 minute să te gândești. Stai pe bancă, eu mă duc și mai beau încă o țuică în restaurant. Hotărăști ori eu, ori pocăiți. Am terminat. După 20 de înapoi și nu zic că ai hotărât, am hotărât. Ce ai hotărât? De Domnul Iisus Hristos nu mă las când trăiesc. Pentru că v-am zis că mă râd după tine. Și nu am suferit în familie că tata ne-a lăsat cu 4 copii și tare greu am crescut copii. Și am zis că dacă mă mărit, o să fiu fericită, dar acum sunt mai rău ca înainte de a mă mărita. Și nu mă interesa, dar fă ce vrei, eu de azi înainte de Domnul Iisus Hristos nu mă las. Păi, m-am enervat, i-am tras 2 palme, i-am luat portofelul cu banii, nu duce, dar la mine acasă în Hunedoara niciodată n-ai ce căuta. Bag divorț. Și așa s-a întâmplat. M-am dus la soacră mea, acasă, soacră ies fata, că eu nu mai vreau să trăiesc cu ea. Că uite, numai de pocăiți ascultă, de mine n-ascultă. Eu bag divorț și am terminat cu ea. Și vine nevastă mea plângând acasă cu copilul, și soacră mea o ia la întrebări, tu, nenorocită, tu nu vezi că ești gravidă cu al doilea copil. Eu nu pot să te ții că mai am încă 3 copii și de la mine e în curte să pleci imediat. Că nu vreau să te văd, zice, ești ce-o făcut cu ea? Și-o luat hainele, le-a aruncat afară în curte, și drumul la mine acasă n-a ce căuta. Și-o luat valiza și o plecat în piață în Zalău, plângând cu copilul. Și atunci a fost o soră dintr-o comună și-o cunoscut pe nevastă mea. Tu i-a zis, ce faci aici? Uite, zice, din cauza pocăinței mele, bărbatul m-a dat afară, m-a lăsat, nu mai vrea să mă vadă. Eu mă rog de mult timp să vie cineva la mine acasă, că am casă aici la țară, bărbatul meu lucrează la mine, la Hunedoara, și tot zice să mă duc la el, că și ca să mă duc la el, stai aici o lună, două, cât vrei, că numai singură sunt. Și-o stat acolo o lună. Și atunci m-am apucat și am vorbit cu preții, zic, mă, vreau să fac divorțul. De ce? Păi pentru că s-o pocăiți și mie mi-e rușine și să văd pocăiți. Eu urăsc pocăiți ca din... Și atunci au zis că, măi, nu băga dispoace nevastă și copilul, da. Adu-o acasă, pune bota pe ea și faci nepocăiță din ea. Dar nu ești tu, nu umbli tu cu papuc, nu ești tu slugă, tu comand, tu ești bărbatul. Și am chemat acasă și uit acasă. Și orice am făcut cu ea, bătută, dacă găseam Biblie în casă, ardeam cărți de rugăciune, o persecutam. Și atunci
m-am hotărât, i-am spus la nevastă mea, tu, acum avem patru copii am hotărât. Nu cumva să duci un copil la pocăiți, la baptiști, la pocăiți, că eu te omor. Te omor și mă duc în pușcărie, nu mă interesează. Toți trebuie să fie comuniști ca mine. Nu vreau să aud de pocăiți. Eu vreau să pocăiți. Și atunci o fată de 14 ani, asta, Edith, să pocăiește și să botează, fără să știu. Și am aflat. Și atunci așa m-am enervat, m-am dus acasă, tu, hai încoace. Ce ți-am spus eu ție? Am auzit, mi-a spus cineva, că pe Edith că a dus la pocăi și s-a pocăit. E adevărat sau nu? Adevărat. Păi dar nu ți-am spus tu și nervos, extraordinar. Și-am prins-o de păr. Așa am fost de nervos. Atunci am văzut pe dracu, de prima dată, pe deavol. Și copiii s-au dat în jurul meu și o fată de 8 ani m-a prins de pantaloni. Tătică dragul, nu ne prigoni că eu mă rog pe dumneata să te pocăiești și ai să vezi că eu mă botez o dată cu dumneata. Postez și mă pocăiești, te pocăiești și dumneata. Mi-am adus aminte din plânsul meu din Podușuri și din făgăduință că nu o să pun mâna pe nevastă. Mi-am adus aminte, n-am mai bătut-o. Dar a venit un gând. Să văd eu pastorul ăla care a botezat pe nevastă mea. Cum a avut curaj să pună mâna pe fata mea ca să o boteze la pocăiți. Și am vorbit cu trei jaleți să bată pe pastorul. Și am spus că din ce cauză. Nu mi-era frică, era membru comitetului de partid. Și zice, măi, îl batem, zice, de ăla nu mai predică, zice, gata. Și trebuie pe nevastă mea, tu, arată-mi și mie pe pastorul ăla. Ce vrea cu el? Ce vrea, dar nu vrea să mă pocăiesc? Vreau să-l văd. Tot am întrebat, uite, cu timp am întrebat, nu m-a arătat. Și atunci, tot mă întreabă oamenii ăștia că nu vreau să bat pe ăla, tot amăi, nu mai el. Nu. Și atunci, când am vrut să fac lucrul ăsta, seara m-am culcat. M-am culcat în pat și noaptea am vis, casa mea era în aer, furtună era, copaci smulți din pământ și casa mea umbla în aer, în vânt. Și zic rătătoia, zic că hai să închidem geamul, că viscul a deschis geamul. Și când am împins mâna mea în stilul să închid geamul, mi-a ieșit mâna pe sticlă, s-o spar geamul. Asta era în vis. În vis de noapte. Și o mână albă m-a prins de mână, m-a tras afară. Și m-a pus pe un deal sub tovie. M-a lăsat acolo jos. Și am început să fug. Dar mă gândesc în gândul meu, mă, nu pot să fie om rău, că dacă rămâneam acolo, era gata cu mine. Asta a fost un vis, așa ca o vedenie. Ca o vedenie. Vedenie, că cu Iisus am vorbit, era vedenie. Și mă uit înapoi. Ce fel de om e ăsta? Și văd un om îmbrăcat în alb, cu fața plină de dragoste, și am început să plângeam. Face semn cu mâna la vreo 50 de mă duc la el. Și mă duc la el, zice, de ce fugi? Din frică. De ce să fie frică dacă rămâi acolo? Era gata cu tine. De ce să fie frică? Hai cu mine. Și mă duce Sofia acolo pe un drum. Era acolo femei, copii, bărbați, cu lejer vie. Struguri. Și tot s-a aplicat în fața lui.
După aia m-am dus la fabrică de făcut perdere și haine. Toți erau îmbrăcați în alb, cum intra el, s-aplicau și cântau cântări de așa, creștere. De laudă. Și am umblat pe mai multe locuri și ajungem într-un birou și zice, îți place ce oameni am eu, aleși, temători de Dumnezeu. Îmi place, zic, dar aș vrea să vă spun ceva. La noi sunt oameni foarte răi care sunt acolo la servici, se înjură, vreau să vii la dumneata, dar nu ca mecanic auto sau ca șofer, ca măturători de stradă, sau să curăț WC-urile, să mătur strada, nu mai vreau să mă ia la dumneata, că văd ce bună tace și dumneata. Hai cu mine. Și mă duce într-un birou, sala masă, mine mi-a dat un scaun, un sapă scaun, zice, mă bun, zice, dat. Și i-am spus că vreau să mă duc la el ca măturător, ca orice. Zice, dar tu ești bun? Păi zic, și eu am bunătate. Spune-mi repede, care e bunătatea ta? Tot ce am făcut de mic copil până la 56 de ani. Dar cum arăta, descrieți un pic înfățișarea acelui om cu care a stat de vorbă. Era ca un om, dar oarecum așa strălucea fața, că mă uitam la el și plângeam cu hot, o dragoste și el extraordinar. Mi-ați povestit odată că v-a întrebat dacă îl cunoașteți cine e. Acum ajunge. Da. Și zice către mine, tu știi cine sunt eu? Și mă uit la el și am vrut să spun că e înger. Toate păcatele care le-am făcut de mic copil, zice, fii atent, când iese de la mine din gură, o să fie scris pe părete, ca la film. Toate păcatele. Și s-au umplut păcate de trei ori păretele, din tavan până jos. Și atunci, nu, ce ești bun? Nu-s bun, dar îmi pare rău și plângeam. Nu, zice, fii atent. Acum să spun eu bunătatea ta. Tot ce am făcut rău, mi le-au spus. Dacă mi-au spus că la 12 ani m-am dus la biserică, în biserică, fac curățenie că tata era clopotar și am furat bani din altar. Am făcut o sârmă și am furat bani din altar. Ai furat banii din altar. La 12 ani sau cât. Și atunci am început să plâng tare. Am plâns extraordinar tare că iartă-mă, că îmi pare rău, iartă-mă. Nu, ce fii atent. Dacă te întorci ca nevastă-ta, când place sufletul ei, ai să ieri toate păcatele, îți vin toate bolile, că cu ficatul, cu stomacul, cu atâția boli am avut, extraordinar. Și îți dau viață lungă, ai să vezi nepoții, strănepoții și îți dau viață lungă. Dar să întorci ca nevastă-ta, că îmi place sufletul ei. Și uite că aveți 91 de ani. Cum? Uite că aveți 91 de ani. Mărturiți. Și, pe urmă, bun. Și plângeam noaptea în pat. Era plin cu lacrimi. Zice nevastă mea, ce-i cu tine, mă? S-a întâmplat un lucru extraordinar. Ce? Este Dumnezeu. Este Iisus. Iartă-mă. Te-am persecutat, te-am bătut. Este Iisus. Uite-o vin și mi-o spus noaptea, am zis toate păcate și bun. Ei, și atunci a fost o problemă mare cu... Eram comunist, membru în birou de partid. Și tot mă gândeam, era frică tare, frică că
O să mă bag și la pușcărie că am făcut casă cu etaj. Numai, un pic să menționați când v-a întrebat dacă mă cunoști cine îs. Da, eu am spus că ești Domnul Iisus Hristos, pentru că nimeni nu știe de lucrul ăsta că am furat bani din biserică. Și când mi-ați povestit că v-a întrebat de unde mă cunoști? Au avut semnele cuielor. Au avut semnele cuielor, de acolo l-am cunoscut. E foarte important. Da. Și pe urmă... Bun. Așa am primit o bucurie extraordinară că m-am dus plângând la servici. Și m-am dus la birou de partid. Ăsta, Zăgreanu Ion. Era secretar de sindicat acolo. Și... Oameni buni, vă spun un lucru extraordinar, că nu vine să credeți dacă vă spun. Și am spus că cum am întâlnit cu Iisus și tot. Bun. Și de acolo m-au trimis la Partidul Roșenesc. Era 12 persoane acolo, la masă. Măi, nenorocitule, Balint, ești nenorocitule. Tu... Că ești văzut și ai fost decorat și ai fost să mergi la nenorociță aia de proști, de pocăiți, că zice, îți mai rău ca țigani. La aia mergi tu, mă, nu ți-e rușine. Dar zice, secretarul, las că arăzăm. Te trecem în Sâtea Bătrână. Când ajunge în sat la tine sau la prezite și citești, cum ai coborât tu așa jos, să screpe obrazul de rușine. Tu, al secretar, nu trebuie să treceți. Dar de ce? Nu mai renunți? Nu. Abia aștept să mă duc la Cubleș, la Cluj, la Pregii, să le spun că este Dumnezeu, este Iisus Hristos, este viața veșnică. Abia aștept. S-a nervat. Nu zice, fii atent. Îți dăm 2 luni de zile să te gândești și, zice, ai făcut casă cu etaj, cu 5 copii și ai lucrat numai singur. Trimite-mă o comisie să evalueze, vine diavolul când vrea să pocăiască un nenorocit, dar e sus mai mare, el e puternic și... Trimite-mi o comisie să evaluează casa și tot ce ai și un an, doi stai la pușcărie. Să văd dacă pucăiți. Sau Dumnezeu care nu este. Te poate scoate de acolo. Acolo să merg la pușcărie. 2 luni să te gândești. Oare cum mi-a fost frică? Ce mâncă? Că dacă n-am fost născut din nou sau totuși n-am cunoscut Biblia, nimic. Mă bag la pușcărie și oarecum m-am înșelat așa. M-am înșelat. Și, pe urmă, 2-3 luni au fost. La 3 luni, pun burlanile pe casă. În vis, noaptea, tot în vedenie. Și în jurul casei mele era o baltă mare. Acolo erau oameni rupți de excavator. Am văzut, dragii mei frați, cum sărea capul cu limba de 1 metru. Berau, urlau, picioare rupte, sânge. Îi puneam basculă de 16 tone și la 20 metri au un foc mare. Și bascula acolo în foc. Acum, să văd pe ce scară stau, să nu cad acolo, în focul, în ăla, să ajung acolo în focul ăla. Și apare Iisus pe acoperiș, dar era ca la bloc, așa drept, nu era așa. Și către mine, am venit cu dragoste la tine și cu har, dar văd că te-ai oprit. Ți-e frică de pușcărie,
ți-e frică de comuniști, tot te nervezi. Asta a fost un alt vis. Un alt vis. Da, vedenie. Și asta tot vedenie. Și zice, ai văzut ce se întâmplă cu ăștia? Acolo a să ajungi, în focul ăla mare. Păi dar cine-s ăștia? Ăștia sunt ăia care lucrează împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Zice, ăia sunt ăștia care sunt aici în balta asta și merg acolo în focul ăla mare. Ăștia nu este judecat pentru ăștia, nu este salvare. Bun. Și atunci zic, iartă-mă că mi-o fă frică, ce mâncă copii, ce o să fie cu copii, ce o să fie... Și atunci dimineața m-am pusulat și m-am dus direct la partidul orășteniei de partid. Nu trebuie să-mi dați nici o lună, nici o zi. De azi înainte sunt copil al Dumnezeu. Cât trăiesc pe pământul ăsta, nu mă interesează ce spuneți, ce faceți. Eu sunt pocăit, copilul Dumnezeu, iubesc pe Dumnezeu, iubesc oameni. Și atunci secretarul ăsta de partid zbeară la mine, zic, tovarul secretar, în fața lui Dumnezeu și în fața demonilor, lămuriți cu mine, numai tu mă puteți întoarce înapoi unde am fost, puneți-vă pe masa asta e 12 metri, aduceți-o să cure, un henteș, treți-mă felii și aruncați-mă în foc. Nici atunci nu mă las. N-are rost. N-are rost. Că cine intră Duhul Dumnezeu, nu pot să facă nimica. Am de la nevastă mea experiența asta că ce-o suferit e și nu s-o lăsat. Și atunci... Care a fost reacția soției când i-a spus că vă pocăiți și ce vedenie ați avut? Păi m-a promis că mă bag la pușcărie. Dacă... A soției. Când i-a spus dimineața, uite ce mi s-a întâmplat și eu mă pocăiesc. V-a crezut? Soția, nevasta. O plâns. Păi am avut înștiințare prin proroc. Vine de la baptiști, că la baptiști am luat 4 ani. Și tu ea zică, de ce mai ce roșu postești pentru Dula? Că nici semn nu are de pocăință. Ăsta e pentru iad. Locul iadului e făcut pentru el. S-a fost înainte de vedenie. Înainte de vedenie, da. Zice, eu editorul zic și eu plâns. Era acasă de la biserică. Zice, știi, până când mă roșii postesc, până când se pocăiește. Atât. Și atunci, într-adevăr, că am ajuns la partid. Mă dai afară în partid. Dar tot frică mi-a fost din cauza prigonezării care și oamenii în garaj, șoferi, prezi, măi, minorocitele, mă, ți-a dus acolo, mă. Așa nu înțeleg din lume. Așa am făcut și eu. Mă, când era ședință în partid, de 170 de comuniști, și era unul care s-o pocăiește și îl dădeam afară. Eu eram primul, ăsta trebuie dat afară și din servici. Ăsta, dacă rămâne aici, 7 persoane au dat afară din partid din cauza mea, care era pocăit. Era unul Lazar, pocăit, și mereu oamenii la ăsta era sudor să sudeze. Măi, uite, este Dumnezeu, nu știu ce. Măi, Lazar ăsta tot vorbește de pocăință. Era întreprindere de minere Bihor, întreprindere cvarțit rusească, unde se scutea uranul. Era foarte secret cu Dumnezeu și cu aștia. Prieteni, maestri, toți, sorele. No, azi avem ședință de partid pe marele comunist bani de la afară din partid s-a pocăit. Toți făceam mișto, dar nu mă interesa, eu mergeam înainte. Cel mai fericit om din lume
să credeți seama asta, atunci am fost când m-a dat afară din partid. Să zicem acolo, dragii mei prieteni, vă iubesc, vă iubesc de toată inima mea. Azi sunt judecat, nu că am omorât pe cineva, nu că am făcut ceva rău, am ars casa cu vanușe, pentru că m-am împăcat cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, m-am împăcat cu oamenii și am dragostea lui Dumnezeu, nu mă interesează. Și am mărturisit tot ce am făcut, nu da, voi 50 de minute să vorbesc. La partid acolo. La partid, la... La ședință. Să mărturisesc cum am ajuns acolo. Și am mărturisit tot. După aia s-a scris la cuvânt vreo 35 de persoane să mă critique. Dar era unul care m-a criticat cel mai mult, ăsta ca și ceilalți. Vă cărăt mai tare. Ăsta, Ion Zăgreanu. Era președinte de sindicat. Și mi-am să aminte că ce înseamnă care odată cu Hristos și după aia se întoarce la Hristos și mai păcătos decât el alt. Dar de unde era Zăcreanu ăsta? Din Cornești. Tata lui ăla care a fost... Nu Zăcreanu, uite mă. Zăcreanu. Și m-am dus, înainte de a mă duce la ședință, era o magazie în spate acolo, o magazie de lemne, nu știu ce, și m-am dus acolo, fraților. Iisuse, te rog, mângă-mă, întărește-mă, te rog frumos, fii cu mine, îți sigur azi, la judecată, azi mă judecă, ajută-mă, eu nu te las niciodată. Și așa am fost de fericit că cu hohot am plâns acolo, cu hohot am mărturisit pe Hristos. Dacă știți voi ce bine cu Hristos, cu Dumnezeu, împăcat cu oamenii. Și s-a terminat. O sta și v-a ascultat până ați terminat, nu comenta nimeni. A fost unul acolo, la masă, îl chema Neconie. Era direcțiun general la noi, la construcții. Și ăla era la masă acolo. Și zice ăla, lasă-mă vorbească, lasă-mi spună ce are, are dreptul. Și, bun, și atunci am spus tot și o citit în referat. Balin de când mere la pocăiți, vine târziu la servici, că secretarul de partid era prieten cu mine, ceva bun prieten. E, dar nu era adevărat asta. Nu era adevărat. Dar ăsta, Ion, mai Balin m-a chemat la comitetul de partid la oraș. Și-a spus, nu poți să treci în referat numai că să pocăiești. Trebuie să ai motive. Treci acolo, vine târziu la servici, face lucruri de prostă calitate, ține oamenii de vorbă despre Dumnezeu și nu lucrează nici oamenii. Treci acolo și-o dictat ei. E, și nu era adevărat nimic. Nu era adevărat. Încă erați mai harnic. Cum? Și atunci unul, Leahu Rovin, tot mirăiam la el tâmplar și vorbeam de Dumnezeu și s-o pui și el s-o pui. Și atunci ăla s-a scula nervos. Tovarăș, eu sunt ortodox, nu mă duc la biserică, nu mă rog la Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, dar minciuna nu-mi place. Întreabă orice muncitor, deci pe Balin de când e pocăit, cum lucrează, cum face, vin la servici, vie de... minciuna nu-mi place. Stai jos, că și tu mergi la pocăiți, luna viitoare vei fi dat afară în partid. Dacă nu, facem procese, dăm mâna poliției, că ai spus că comuniștii mințesc. Noi mințim, mă, nu ți-e rușine. Noi comuniștii mințăm, mă, zice secretarul. Bun. Și atunci, într-adevăr, luna viitoare le-a luat afară și s-a și pocăit.
Și atunci, știi când s-a pocăit? Dar el n-avea de gând. N-avea de gând. L-a văzut măturea mea și plânsul și adevărul. Atunci s-a apucat și m-a dat afară și slavă Domnului. Să spuneți un pic cum a fost cu colegii aia care le-ați dus înapoi trusa de scule și... Da. Asta a fost după după câțiva ani după ce m-am tot apucat. Eu am fost în locul maestrului, că maestrului era secretar de partid și el a fost preceptor. Asta făcea colective, era un țăran din Oltenia. Nu știe nici era la Oșurub sau nu știe nimica. Tot eu trebuie să fac rapoarte, eu făceam în locul lui tot. Și atunci m-am luat la frații români acolo, la părtășiri, la pentecostal. Am văzut diferența între pentecostal și baptiști. Am dus la catecheză și m-am învățat numai despre aia că s-a terminat la Ioan cu prorocirile și cu aia până la Ioan gata. Și m-am dus la rugăciune, văd că aia plâng, cu mâinile săltate, cu lacrimi și extraordinar, mă sălta în aer. Așa era un har. Și cum mă pun în genunți, nu primeam Duhul Sfânt, vorbirea în limbă. Că nu toți care are darul prorocirii, nu toți au, știi, diferite daruri. Și atunci, cum mă pun în genunți, vine Duhul. E scule care le-a luat acum 4 ani. Du-i înapoi la Miusescu și cereți iertare. Le-a fost furată. Da. Furată. Adică eu încuiam birourile, eu încuiam ușile și oamenii fugeau la autobuz. Și mi-era nervos. Și am văzut scule acolo aruncate. Și nu l-am de cautul. L-am băgat în dulap. Dar aveam scule destule, că aveam scule. Dar au trecut un an, 2, 3, 4 și erau tot acolo. Am uitat de ele. Și atunci vine că mai am un păcat. Am un păcat că rămân pe că nu. Bun. Și cum am plângeam și mă rugam și zice că du-i scule înapoi la Miustescu și de înapoi. Și atunci, într-adevăr, într-o dimineață le pun sub halat, niște truse în nylon, așa, șurbeți, nu știu ce, și văd pe Miuțescu cu... era cu mașina în atelier. Măi, Miuțescu, hai în coșe. Da, zic. Hai, ce mai la colt. Știi că mă văd afară în partid, da. Știu. Și eu am fost acolo. Te rog din toată inima. Cunosc culele astea. Da. Te rog din toată inima să mă iert. Că nu le-am luat, că eu am scule. Dar m-am înervat, nu sunt gata, le-am lăsat afară, gata. Și iartă-mă că mă pun în genunchi la împărtășire aici, acolo și nu pot să mă eliberez, nu pot să fac așa la altă, că plânge și laudă pe Domnul de tremură. Nu pot. Sunt legat. Vă vine în față tot timpul scurile da, care da. Le-a luat. Și când le dau, iartă-mă. Așa plânge mă tare ca mine. Miuțescu. Ce e cu tine? Mărturia ta care ai făcut-o la partea ai partid și comportarea ta după pocăință, noi suntem 6 frați și toți ne-am însurat în lume. Tata e pastor la biserică lângă Arad. Toți ne-am dus în lume. Nu mă interesează. Văd eu
că este Dumnezeu. Eu mă pocăiesc. Gata, eu mă pocăiesc. Și ne-am îmbărțeșat și plângeam și... Ce e cu lumea? M-a murit cineva. A murit. Domnul Iisus Hristos pe cruce, la Golgota. A murit. El a murit. Și zice Milosescu către mie, fii atent. Zice, la 13 august este botez. M-am dus acasă și am mărturisit în gând. Zice, tata, măi, Milosescu, rogă-te la Dumnezeu pentru mâncarea asta, fă rugăciuni. Și am ajuns de jumate și am adus aminte de tine. Și am plâns, și am plâns. Ce-i cu tine, mă? A, cunosc un om care jura pe Dumnezeu și fecerele extraordinar. S-a pocăit și așa. Nu mă interesează. Nevastă mea, ci sunt aici, de azi înainte eu sunt pocăit. Gata. Asta după mărturia din la ședință, da. Și după ce ați dat sculele înapoi. Da, da. Asta da. E un semn, să nu uitați, da. E un semn a mântuirii. Tot așa s-a întâmplat și cu Zacheu. Când au zis, astăzi trebuie să intru în casa ta, da. O zi jumătate dau la săraci și pe cine am nedreptățit, am înșelat, am năpăsuit, îi dau după lege de 4 ori. O venit frasă la mine, Balint, nu te frământa. Când vine omul cu mașina în garaj, în reparații, în atelier, le ieși și le arunci în basculă sau în cabină. Ce te frământ? Dar m-a avut că să fac ca Zacheu. Da. Și așa am făcut ca Zacheu. Le-a dat înapoi și atunci au zis mă la botez că toată familia, că Milosescu a plâns cu lacrimi. Poți să mă ies part, nevastă plece, nu mă interesa nimic, de-aia nu ești pocăit. Toți au plâns și toată familia s-a putezat. Slavă Domnului! Femeile și tot. Lucrarea lui Dumnezeu când face ceva vreo lucrare, aia o face, aia nu e numai vorbe goale. Și cam asta a fost. Eu aș recomanda la toată lumea care încă nu cunoaște pe Dumnezeu. Eu fugeam de la biserică la biserică când era evanghelizare. La orăștie, fugeam la Deva, fugeam când era evanghelizare. O fost când am plătit pe un coleg de serviciu să facă un locul meu când mă duc la evanghelizare la orăștie. Era un frate Moisic acolo. Umblam la evanghelizări în fiecare biserică. Și mă zâdeam, și mă zâdeam, și mă zâdeam, și plângeam, și slavă Domnului că am ajuns în locul, că și de moarte nu mi-e frică acum, că abia aștept. Mulțumim fratelui Balint Ghiula, la 91 de ani. Dumnezeu i-a dat harul să poate să mai depună o mărturie. A alergat mult în viață, în Ungaria, în România, să spună felul în care Dumnezeu i-a ieșit înainte și i-a făcut chemarea și alegerea și l-a folosit. Dacă Dumnezeu a putut să-l salveze pe un mare comunist convins, să-i se descopere, să-i vorbească, să-i facă chemarea și să îl pună în lucrare, poate să facă cu fiecare dintre dumneavoastră. Dacă cineva din cei ce ascultă mărturia aceasta au necazuri asemănătoare, am înțeles că rugăciunea sinceră acelui păcătos sau acelui necaz, ca și acelui sfânt, dacă e sinceră, are mare putere și este ascultată de Dumnezeu. Vă îndemnăm să căutați pe Domnul, după cum zice prorocul Isaia în Sfânta Scriptură, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui rea și omul nelegiuit de gândurile lui rele,
să se întoarcă la Dumnezeu, la Dumnezeul nostru care va avea milă de el și care nu obosește iertând. Am înțeles că iertarea lui Dumnezeu aduce mântuire, aduce pace, aduce întregirea familiei și dă și o bătrâneță fericită. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate mai departe, să vă bucurați de familie, amin, de nepoți, de toți cei dragi și când va veni vremea să auziți glasul vino slugă bună și credincioasă, veți avea parte de bucuria eternă în împărăția lui Dumnezeu. Abia aștept. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Ne-a făcut plăcere să fim împreună aici cu echipa de la Cluj, cu fratele Vasil Cornel Pop de la Dej, dumnealui a asigurat toată aparatura, cu nepotul dumneavoastră, cu fratele Ianoș Balin de la Cluj. Mulțumim că ne-ați găzduit și ne-ați primit așa cu căldură. Urmează într-a doua parte să ascultăm o mărturie și din partea fiicei dumneavoastră, poate împreună cu soțul, felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor, în familia lor, trecând prin multe necazuri, dar cu prezența și însoțirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne mai întâlnim cu bine și cu sănătate. Doamne, amin. Ajută, slavă Doamne, Domnului. De izbândă.